Bine v-am găsit, dragilor! Ne aflăm în căsuța Ethno Vocal Music la Timișoara. Sunt Ileana Corcoianu, profesor coordonator de canto popular. Am bucuria și totodată emoția de a vă anunța că prin această școală de muzică am dezvoltat o emisiune online, Cântă muzica inimii, din dorința de a vă prezenta pe fiecare cursant în parte cu povestea de viață, dar și cu câte un cântecel nou învățat. În această seară rămânem acasă, în Banat, mai exact la Jimbolia, și prima mea invitată este Claudia Covaci. Bun venit, draga mea! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Așa cum ai spus și tu, vin de la Jimbolia, un orășel situat la 40 de km de Timișoara. Pot să spun că începuturile mele muzicale au fost încă de la o vârstă foarte fragedă. Practic, pot spun de la grădiniță, educatoarea a fost cea care mi-a descoperit talentul și, bineînțeles, am început să cânt la toate sărbările, iar pe urmă, odată cu trecerea timpului, am început, bineînțeles, și în clasele primare, cât, bineînțeles, am continuat și la liceu să activez în grupuri vocale. Dar se pare că ai avut sprijinul și profesorului de muzică și ți-a descoperit talentul, dar te-a și îndrumat să faci mai mult, să-ți dezvolți vocea și să treci de la acel cor în care mi-ai spus că ai activat să faci mai mult, să devii un solist profesionist. Da, așa este. Sincer, n-am cântat până acum deloc individual, doar, cum am spus, am activat în grupuri vocale, deci coruri, practic. Pot să spun că am activat și la corul Floris, corul orașului Jimbolia, 10 ani de zile. Am activat acolo ca și soprană. Dar îmi place foarte mult muzica populară și de aceea doresc să îmi fac o carieră, pot spune, în acest domeniu. Pentru că îmi place și iubesc tot ce ține legat de folclor. De și tradiție. Bineînțeles de tradiție, da. Înseamnă că îți place și costumul popular și ai o zestre destul de generoasă. Așa este, într-adevăr. Iubesc tot ce ține de costum popular inclusiv, pentru că pot spune că costumul popular te nobilează. Exact, nobilează artistul. Da. Îți dă o siguranță, îți dă o altă, nu știu, aliură. Exact, da. Și se pare că ai ajuns la concluzia că, dorindu-ți mai mult ca și viitor artist, trebuie vocea ușor, ușor să o dezvolți. Da, așa este. Vocea trebuie șlefuită, bineînțeles, și cu ajutorul specialiștilor în domeniu se poate. Deci chiar contează o educație muzicală pentru dezvoltarea vocii, a gustului, dar și a stilului propriu. Să înțeleg că vor urma piese în viitorul apropiat, piese pe care îți vei lăsa amprenta, piese proprii, dar până atunci lucrăm piesele soliștilor de renume ai Banatului. Exact, da. Și pentru că pentru că locuiesc sunt născută în Banat, doresc să-mi duc mai departe această zonă, să o fac, bineînțeles, auzită. Păstrând valoarea și tradiționalul și autenticitatea. Exact, da. Și ai pregătit pentru telespectatorii noștri un prim cântec bănățean. Așa este. Poți să ne spui despre ce este vorba, cine îl cântă, cui aparține, de ce l-ai ales? Da. Piesa se numește chiar Banatul meu și îi aparține, bineînțeles, solistei Mihaela Belciu. Iubesc tot ce ține legat de origini, de tradiții, de folclor și noi tinerii, cât și restul oamenilor avem datoria și răspunderea morală să ducem mai departe tot ce ține legat de folclor, de tradiții. Pentru că este o avere lăsată de la străbun. Într-adevăr. Dar, totuși, te-a atras acel cântec și prin unicitatea textului, prin simplitatea lui, prin faptul că, da, vine de acolo, de la rădăcină. Exact, da. Așa cum este și în versul specificat,
bănățenii mei frumoși, oameni mândri și făloși, bănățeni de viți aleasă, îți fruncea în țara noastră. Dacă tot ne-ai prezentat, ne-ai recitat câteva versuri, hai să te auzim cântând! Pizcărășană de fală, să cânt inima mă teamnă, să cânt inima mă teamnă, au banatul meu, îmi cânt carașul și satul, să iasă la joc tot natul, să răsune tot banatul, la 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 la. Pizcărășană de fală, să cânt inima mă teamnă, să cânt inima mă teamnă, au banatul meu, îmi cânt carașul și satul, să iasă la joc tot natul, să răsune tot banatul. Claudia Covaci, pentru prezența în emisiune, pentru materialul muzical ce mi l-a dedicat cu atâta pacimă că doar e bănățancă gefală. Te așteptăm, draga mea, și în viitorul apropiat, în căsuța noastră, cu alte materiale, cu alte piese de suflet. Mulțumesc tare mult pentru această invitație și voi reveni cu drag oricând în casa Ethno Vocal Music, locul unde se creează artiști, se șlefuiesc voci și se împărtășesc emoții. Mulțumim frumos și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături. Vă invit să apreciați pagina Ethno Vocal Music, să vă abonați contul nostru de YouTube Ethno Vocal Music, să fiți alături de noi pentru surprizele viitoare. Chiar să veniți să ne descoperiți, să construim împreună artiști și să împărtășim emoție. Vă îmbrățișez cu drag!